Bună dimineața și bine ați venit la un nou episod din Right to Work. Vă rog să mă scuzați un pic pentru voce, sunt cam răcit. Da, și am vrut să fac neapărat episodul ăsta pentru că am trăit o experiență foarte dubioasă weekendul ăsta care a trecut. După cum probabil știți, eu sunt un pic mai bătrânel așa și pe lângă asta sunt și plecat din țară de vreo 2 ani. Dar ieri sau alaltă ieri, cred că alaltă ieri mai degrabă, intru într-o doară pe pagina de trending de la YouTube și văd care este cel mai urmărit clip din ultima perioadă din România. Five Gang VIP. Și zic, bă, dar dracu, ce e asta, mă, mâncați așa? Am văzut acolo că erau niște copii într-o poză. Wow, și am dat play. Băi, băiatule, e prima dată după multă, multă vreme când mă simt extrem de bătrân și simt așa un gap între generații. What? Ce se petrece? Ce s-a întâmplat? Cum am ajuns în punctul ăsta? Și vă rog să mă credeți că e un cerc din răsputeri cu vari grade de succes, să nu judec. Bă, dar în situația asta, mă rog, să nu judec până în punctul în care ceva nu ajunge să mă afecteze direct pe mine. Dar în cazul ăsta, credeți-mă că mi-este foarte greu, băi, copiilor nu le-au dat floci încă și vorbesc despre a se da jos dintr-un merț și aș lua Rolls-Royce și am auzit la un moment dat cu o Panamera, bă, reveniți-vă! Mă rog, și ideea e că am spus că încerc să nu judec până în punctul în care nu mă afectează direct pe mine. Și m-am gândit că am putea să facem împreună un exercițiu de imaginație în dimineața asta. Ai un copil, da? Pe care tu încerci să-l educi și să-l crești cu cele mai, nu știu, cele mai bune valori, cu niște idei despre viață, despre lume și cum ar fi bine să vezi viața, cât de mult efort trebuie să depui ca să ai succes și așa mai departe. Da? Deci tu încerci să-ți educi copilul cât de bine poți tu. Și la un moment dat copilul tău dă de Five Gang. Iar copilul tău vine la tine și spune, mamă, tată, mie îmi place extrem de mult Five Gang și vreau să mă duci la un concert Five Gang. Ok, și ăsta e challenge-ul pentru ziua de astăzi. Care ar fi reacția ta? Și o să încep prin a vă spune reacția pe care aș avea eu la o astfel de situație. O reacție de fapt împrumutată de la un prieten de-al meu care a fost în vizită în weekend și care a zis, bă, îl prefer pe Dani Mocanu, măcar l-am mai trecut un pic prin viață. Așa că reacția mea către copilul meu ar fi, auzi mă, tată, nu vrei tu să asculti, mă, niște Nicolae Guță, niște Dani Mocanu, niște Florin Salam? Vorba prietenului meu, măcar ăștia mai fost un pic trecut prin viață. Zi-mi reacția pe care ai avea-o tu și cum ai încercat să gestionezi situația asta față de copilul tău când el ar veni și ți-ar spune că ar vrea să meargă la un concert Five Gang. Așa, just for fun.